Am găsit câteva parfumuri bune în ultima perioadă și vreau să-ți spun și ție despre ele. Primul este Mirage Fougère, un parfum perfect pentru perioada asta. Proaspăt, răcoritor, mergând în zona naturală și ușor elegant. Vei găsi în el lămâie, grapefruit, lavandă, dar capătă mai multă personalitate cu note precum mușcată, iris, ambră și lemn de cedru. Și tot mixul ăsta îl transformă într-un parfum perfect de vreme caldă. Claudio Zucca Velvet Rose e neașteptat de altfel. Se deschide cu o explozie de fructe care apoi face o ușoară tranziție spre un trandafir cu ceva piele și apoi se duce spre o bază puțin mai întunecoasă cu patchouli și styrax. În cele din urmă, parfumul nu exagerează nota de trandafir așa cum te-ai putea aștepta și experiența cu el e absolut fantastică. Ai tranziția de la lumina fructelor și dulceața lor spre o zonă mai serioasă, mai întunecoasă, în care ți-ar putea părea chiar că găsești un tutun mai abraziv. Parfumul ăsta e foarte interesant la o ieșire seara, pentru că are multă personalitate și, de asemenea, persistență foarte bună. Iar Fragrance World Bad Lead este o clonă bună de Carolina Herrera Bad Boy Le Parfum, ceea ce înseamnă grapefruit, piele și cannabis. Un adevărat parfum de băiat rău. Și să știi că această clonă e foarte apropiată de original, la un preț considerabil mai mic. Deci când porți parfumul ăsta, vei mirosi din nou a grapefruit, piele și cannabis pentru 6 ore și ceva.